Ну все, здесь было, видите, как я пропустила. Ну ладно, так покажу. Было какое-то мероприятие. Ой, все фотографируются. Сейчас я спрошу. Доброе утро, извиняюсь, а здесь что было? Абсолвент милитарной академии. А, академия, да? Да? Ага, спасибо, спасибо. Академия. Видно, выпуск военной академии. Сейчас отойду в сторону, мешаю. Ой, сколько их тут было, да? Как-то я и не видела, и на автобусе проехала. И... Угу, военная академия. Это, наверное, выпускники, скорее всего. Ну, так покажу. Ладно. Не успела, даже и не знала. Так вот, чисто. Чисто случайно. Доброе утро. А это что было? Военная академия, выпускники военной академии. Ага, спасибо, спасибо. Все, девушка сказала. Не успела я. Ну ладно, ничего страшного. Все фотографируются, девочки такие красивые. Спасибо. Ну, уже так покажу. Ой, какие цветы красивые. Букеты. Родители, родственники все. Все фотографируются. Да, ну вот, как надо знать тоже, да? Если не знаешь, то что делать? И девушки тоже молодые. Фотографик, так, да, здесь может тоже пристроюсь. Noi bucurăm la fel, în egală măsură, cum și absolvenții care au ajuns în gradul de locotenent, cum și părinții care au văzut fiicii și feciorii săi că au diplomă de bacalaureat. Încă o dată. Ne bucurăm în egală măsură cu părinții care au văzut că fiicile și feciorii au obținut diplomă de licență. Ne bucurăm împreună că tot corpul de profesori și comandanți care au depus eforturi maxime în educația acestor tineri. Spuneți-vă, vă rog, după absolvire ei pot să-și aleagă, da, locul mai departe de muncă, este pentru tot, adică sunt suficiente funcții vacante în Armata Națională. Și deja până la absolvire, fiecare locotenent a fost repartizat în funcție în unitățile militare ale Armatei Naționale. Prima perioadă se vor afla în concediu. După concediu se prezintă unitatea militară, preiau funcțiile și încep activitatea cotidiană. Deci vor fi îndrumați de ofițerii din eșaloanele superioare ale unităților militare, nu sunt singuri, vor fi permanent în vizorul lor și vor fi îndrumați pentru a intra cât mai ușor în funcție. Respectiv, ulterior, vor avea o creștere profesională, funcții de specialitate aleasă și funcții de cursurile de perfecționare pe care le vor parcurge pe durata perfecționării sale. Câți absolvenți până acum? 2140. Cam. Ei vin după liceu, da? Corect. Asta așa, pentru... Pentru așa. Admiterea, admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat. Da, spuneți încă o întrebare, că am văzut că a fost un mesaj special din partea președintelui Parlamentului. Se observă de la an la an, sunt multe fete care... Deja este, aș spune, o tradiție și o tradiție frumoasă. Aproximativ o treime din studenții care învață în Academia Militară sunt domnișoare. Deci numărul e în creștere. Aș spune că nu e în creștere, variază, dar așa, în jur de o treime. Stați că mai avem un mesaj. Mai avem? Da, și aș vrea să accentuez încă un subiect.
Deci începând cu 1 septembrie anul curent, Academia Militară va avea și abiturienți la Colegiul Militar, instituție recent deschisă în componența Academiei Militare, care vor obține studii profesional-tehnice. Așa că invităm toți doritorii cu studii gimnaziale să acceadă la noi la studii. Câte locuri sunt? 60. 30 la specialitatea infanterie și 30 la specialitatea artilerie. Mulțumim! Plăcere! De mai tăieți acolo și pe tine, mai băgați. Mai băgați cu alcool. Девушка меня спросила, лайв? Нет, не лайв. Просто видео записываю. Не знаю, что она хотела. Так, ладно. Все, показала вам. Выпускники военной академии. Сегодня. В Соборном парке. Опоздала я, ну что делать, ничего страшного. На следующий год буду знать. Если не забуду, да? Все, всем пока-пока. Отличного субботнего дня. Что там дети собирают что-то? Что-то собирают, уронили, наверное. Ой, даже ковер был, смотрите. Скорая. Все, всем пока-пока. Пока-пока.